Doamnelor și domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Lucia! Deși echipa națională a Moldovei nu strălucește în competițiile internaționale, jucătorii Moldovei au o evoluție remarcabilă în campionatele în care joacă. Cine este protagonistul meciurilor din weekendul abia încheiat? Așa este, Eugen Cebotaru de la Sibir s-a remarcat în acest weekend, a marcat al 8-lea său gol pentru această formație în campionatul Rusiei. Practic este tot mai aproape de 10 goluri înscrise pentru formația sa și un jucător important pentru echipa națională a Moldovei, cum ai zis și tu. Vom mai vorbi astăzi și despre noi meciuri în campionatul României, despre o nou promovată în campionatul Angliei, dar și despre microbiștii care joacă fotbal la calculator. Bine v-am găsit! Eugen Cebotaru a reușit un nou gol pentru Sibir în prima divizie din Rusia, însă la fel ca în etapa trecută, formația moldoveanului a suferit înfrângere. Internaționalul moldovean este golgheterul lui Sibir și a reușit să deschide scorul în partida cu liderul Dinamo Moscova. Cebotaru a înscris chiar în debutul meciului al 8-lea gol stagional, însă echipa lui nu a putut păstra acest avantaj. Până la pauză, Luțenco a restabilit egalitatea, iar în partea secundă, Bechirai și Zotov au adus victoria lui Dinamo Moscova, care deja și-a asigurat participarea în sezonul viitor al Premier League din Rusia. Echipa lui Cebotaru a suferit a patra înfrângere consecutivă și în continuare se situează în zona roșie a clasamentului, la un punct distanță de prima poziție salvatoare. Sibir are șansa să se reabiliteze în etapa viitoare, când se deplasează pe terenul penultimei clasate Baltica. FCSB nu a profitat de un nou pas greșit al viitorului în play-off și a reușit doar o remisă albă în deplasare cu CFR Cluj. Un rezultat egalitate obținut și liderul din play-out, CSM Iași, pe terenul celor de la Voluntari. FCSB și-a întrerupt serie de 3 victorii consecutive după un 0-0 pe terenul lui CFR Cluj. În prima repriză, gazdele au dominat ostilitățile, însă cele mai periculoase faze de poartă le-au avut oaspeții. Gabi Enache a șutat pe lângă poartă dintr-o poziție foarte bună în minutul 65, iar cu un sfert de oră înainte de final, Florin Tănase a driblat 2 fundași, însă a trimis alături. Remiză pentru FCSB, care s-a distanțat la 3 puncte față de viitorul lui Gheorghe Hagi, în timp ce clujenii au rămas pe poziția 4-a. În play-out, liderul CSM Iași a reușit doar o remiză albă în deplasare cu Voluntari și lupta pentru primul loc rămâne deschisă. Ambele echipe au avut mari ocazii de gol, iar moldovenii au cerut penalti în minutul 55, la o intervenție a lui Ivanovici la bole. Însă arbitrul a lăsat jocul să continue. CSM Iași conduce în clasament la egalitate de puncte 29 cu Gaz Metan Mediaș, în timp ce Voluntari este pe locul 4. Bucurie fără margini pentru suporterii lui Brighton. Cu 3 etape înainte de încheierea ligii secunde din Anglia, formația lor favorită a obținut promovarea în Premier League după o pauză de 34 de ani. Brighton a obținut biletele pentru Premier League după victoria din meciul cu Wigan, scor 2-1, coroborat cu egalul înregistrat de Huddersfield cu Derby County 1-1. La finalul meciului cu Wigan, mii de suporteri au năvălit în teren și s-au bucurat alături de jucătorii favoriți. Brighton Hove Albion nu a mai fost în prima ligă a Angliei din anul 1983, iar în sezonul trecut a încheiat pe locul al 3-lea în Championship, cedând însă în semifinalele play-off-ului în fața lui Sheffield. Fază de cascadorii râsului la un meci din prima divizie olandeză. Un portar a comis o greșeală colosală din care adversarii au înscris un gol. Almere conducea cu 1-0 în deplasare pe Valveic, iar în minutul 84 portarul oaspeților a reușit să intervină salvator în fața unui adversar. Goalkeeperul a privit frustrat cum jucătorul căzut la pământ încerca să-l convingă pe arbitru că trebuie să acorde penalti. Neatenția l-a costat pe portar pentru că Rica Temvorde i-a furat balonul și a restabilit egalitatea spre șocul jucătorilor lui Almere. Iubitorii jocului video FIFA 2017 au avut posibilitatea să-și demonstreze abilitățile la turneul Moldova Open Cup, care a fost câștigat de Stanislav Chirtoacă. La începutul acestei veri, în capitală, va fi organizată o altă competiție, Liga Națională FIFA 2017.
În jur de 70 de jucători au participat la Moldova Open Cup, unde au făcut spectacol pe teren în jocul video FIFA 2017. Golurile frumoase, driblingurile și șuturile în forță au fost ingredientele partidelor. Stanislav Chirtoacă, care a condus echipa Real Madrid și este reprezentantul Olhioniei, a devenit câștigătorul turneului și s-a ales cu premii din partea FMF și a organizației Moldova Electronic Sports Community. Pe 10 iunie, în capitală va fi organizată competiția Liga Națională FIFA 2017, unde se vor califica 32 de participanți. Aceștia vor fi împărțiți în 4 grupe a câte 8 jucători. Primii 4 din fiecare grupă se vor califica în play-off, iar câștigătorul se va decide ulterior după încheierea fazei de eliminare. Înregistrarea la competiție este deschisă pentru toți microbiștii. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. La revedere!